Un exercițiu de evacuare în caz de cutremur la care au participat peste 400 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar, a avut loc la Liceul Tehnologic Bucecea. La auzul semnalelor acustice, elevii au reacționat imediat și s-au adăpostit sub bănci. Aceștia au așteptat un minut pentru a vedea dacă vor fi și replici ale seismului, iar apoi, însoțiți de profesori, au ieșit din sălile de clasă și s-au adunat în locurile marcate. Persoanele responsabile la nivelul unității de învățământ au fost instruite cu privire la măsurile ce trebuie adoptate în cazul unei situații de urgență reale, astfel încât elevii și cadrele didactice să fie în siguranță. Am vrut să verificăm vigilența domnilor profesori și să vedem dacă numără copiii atunci când ies din clasă și mai ales pe locul de adunare. Și domnii și-au dat seama că copiii lipsesc. De ce? Pentru că i-au numărat. În momentul în care ieșim din sala de clasă, numărăm copiii să vedem dacă sunt toți. Mergem, nu ne îmbulzim, tocmai pentru că am putea bloca aceste căi de evacuare. Pentru domnii profesori aș recomanda și este cu caracter obligatoriu verificarea claselor după ce s-au evacuat, nu rămâne cineva în urmă. Și cel mai important aspect, odată ieșiți afară, ne adunăm la locul de adunare, nu ne întoarcem după obiecte, bunuri și alte lucruri. Dacă vedem că lipsește un coleg, lipsesc doi colegi, anunțăm profesorul, directorul, șeful de clasă, adulți responsabili. Da? Pe terenul de sport, elevii au avut ocazia să vadă autospeciala pirotehnică, hidroperforare, de descarcerare și au ascultat cu interes cum funcționează fiecare accesoriu în parte. Mulți dintre ei au aflat cum se protejează servanții pompieri și pirotehnicienii pe timpul misiunilor. Unii au fost interesați și de pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a deveni salvatori. Acțiuni de informare și educare preventivă au continuat și în celelalte localități ale județului, prin intermediul serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Pompierii voluntari au desfășurat și exerciții de evacuare în caz de cutremur sau incendiu. Ieri s-au împlinit 47 de ani de la cutremurul din 1977.